Pachetul de măsuri oferă o abordare modernizată și simplificată, bazată mai mult pe riscuri cu privire la protecția sănătății, precum și instrumente de control mai eficiente care să asigure aplicarea eficace a normelor de funcționare a lanțului alimentar. Corpul legislativ actual al Uniunii care reglementează lanțul alimentar constă în aproape 70 de acte legislative. Pachetul de reforme adoptat va reduce numărul acestora la 5 acte legislative și, de asemenea, va simplifica formalitățile administrative din cadrul proceselor și al procedurilor pe care trebuie să le parcurgă fermierii, crescătorii de animale și operatorii din sectorul alimentar, pentru ca aceștia să își poată desfășura mai ușor activitatea. Noile norme urmăresc o abordare bazată mai mult pe riscuri, permițând astfel autorităților competente să își concentreze resursele asupra unor probleme mai importante. Actualul sistem de taxe pentru finanțarea implementării eficace a acestor controle în cadrul unui sistem sustenabil de-a lungul întregului lanț va fi extins la alte sectoare din cadrul lanțului care nu sunt taxate în prezent. Micro-întreprinderile vor fi scutite de aceste taxe, dar nu și de controle, pentru a nu le fi afectată competitivitatea. Iar statele membre vor trebui de asemenea să integreze pe deplin controlele antifraudă în planurile lor naționale de control și să asigure că, în aceste cazuri, sancțiunile financiare sunt stabilite la niveluri cu adevărat schimbate.